Biroul Național al USR a validat în ședința din data de 22 februarie propunerile înaintate de filiale pentru funcțiile de prefecți și suprefecți. Astfel, conform propunerii Biroului Județean al USR Călăraș, noul subprefect al județului nostru va fi Georgica Ștefan. Conform informațiilor transmise de către reprezentanții USR Călăraș, Georgica Ștefan are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică, iar desemnarea domniei sale pentru funcția de subprefect reprezintă onorarea promisiunii pe care USR Călăraș a făcut-o electoratului de a propune în funcții publice profesioniști validați în domeniile lor de activitate și aleși pe criterii de competență și meritocrație, nu pe criterii politice. Georgica Ștefan are 54 de ani, este economist cu o diplomă de master în managementul sectorului public și un curs de management public la Institutul Național de Administrație. Lucrează în cadrul ANF Călăraș din anul 1998, în prezent ocupând funcția de șef administrație adjunct colectare.